Să deschidem cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 12. Voi citi de la versetul 10 la 20. Geneza 12. De la versetul 10 la 20, cuvântul Domnului spune în felul următor. A venit însă o foamete în țară și Avraam s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale, Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost dusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este soția ta? De ce ai zis: este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu ajutorul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta voi începe un serial special din cuvântul Domnului, de mesaje, pe care l-am intitulat generic, deci titlul generic este Micimea unui om mare. Micimea unui om mare. Vom acoperi 12 mesaje diferite în care vom putea să înțelegem acest concept. De multe ori, cei mari sunt mici. De multe ori, cei mici, în estimarea noastră, sunt mari. Unul din mesajele noastre va purta chiar acest titlu, Micimea unui om mare. Mesajul de astăzi se va intitula Nesinceritate și remediu. Nesinceritate și remediu. Textul de astăzi ne-l prezintă pe părintele credinței, pe Avraam. El este părintele națiunii iudaice, din el se trage poporul evreu, un popor creat de Dumnezeu pentru faptul că Avram și Sara au născut când omenește nu se mai putea naște. De aceea, poporul evreu este un popor creat. Avram este părintele credinței pentru biserică. Apostolul Pavel dezvoltă conceptul acesta în epistola către Romani, către Galateni, și ne explică cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament pe această temă. Ceea ce trebuiește observat de noi, de fiecare, este că oamenii de mărimea lui Avraam, părintele credinței, oameni care ascultă de Dumnezeu până încă nu-L cunosc prea bine, când Dumnezeu i s-a revelat în Ur, Mesopotamia, Geneza 11 cu 31, și i-a spus să plece de acolo și să se mute în Canaan, Geneza 11 cu 31, partea finală, în țara făgăduinței pe care i-o va da-o lui și urmașilor lui ca moștenire, Avraam a ascultat de Dumnezeu. Deci e un om care ascultă de Dumnezeu. Și totuși,
Are slăbiciunile lui, are alunecările lui, are căderile lui. Însă partea încurajatoare din această istorie și alte istorii similare, David va fi un exemplu în această direcție, este că oameni ca Avraam, oameni ca David, care au eșuat amarnic în fața lui Dumnezeu, au știut să se ridice, au știut să-și recunoască vina, au știut să se pocăiască și au acceptat ca experiența vieții lor, inclusiv partea negativă, să fie lăsată scrisă în paginile Sfintelor Scripturi, ca să fie o mărturie peste veacuri pentru orice generație și oricine să poată să cunoască că dacă în viață are parte de alunecări, de căderi, câtă vreme este în viață, Dumnezeu îi dă șansa, ne dă șansa să ne ridicăm, să ne întoarcem. Și o problemă cu care este confruntat orice om al lui Dumnezeu la un moment dat în viață este nesinceritatea. Avraam se comportă nesincer și nu numai nesincer, chiar construiește o minciună, spunând că Sarai este sora lui. Și lucrul acesta îi aduce probleme, lucrul acesta îi aduce o stare de frică și pentru moment o stare de tensiune între el și Dumnezeu. Haideți să urmărim împreună câteva aspecte practice legate de nesinceritate și remediu și să vedem ce se poate întâmpla cu noi, cu fiecare, și dacă se întâmplă această experiență a nesincerității cu tine sau cu mine, să știm cum să ieșim din această stare. Pentru că acesta este în final rolul cuvântului lui Dumnezeu. Să ne vedem ca într-o oglindă cine suntem și ce suntem și cum suntem. Și după ce ne-am văzut, să știm să ne pocăim, să știm să ne schimbăm viața. Niciunul dintre noi să nu pună chipul acesta și fața aceasta că nu se întâmplă nimic cu el sau cu ea și toate lucrurile sunt bune. Trebuie să avem curajul să ne privim în față. În primul rând, realism pentru credincioși. Realism pentru credincioși. Realismul de care vreau să luăm notă cu toții este că, frați și surori, doamnelor și domnilor, problemele ne ajung și în Canaan, și în țara făgăduinței, și în locul unde suntem binecuvântați, ne ajung problemele. Uitați ce spune cuvântul Domnului, Geneza 11:5, 12:10, partea 1. Avraam a luat pe Sarai, pe nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. A venit însă o foamete în țară. Acesta este realismul. În Canaan, în locul unde te-a pus Dumnezeu, în locul unde ai ascultat de Dumnezeu, în locul unde m-am dus după voia lui Dumnezeu, acolo ne ajung problemele. Și aceste probleme au un caracter întreit. Primul, vom avea probleme fiecare în Canaanul nostru. Vom avea probleme în Canaanul nostru. Nu suntem lipsiți de ele. În împărăția lui Dumnezeu, cuvântul Domnului ne spune prin Sfântul Apostol Pavel, spune, el, Pavel, învăța și îndemna pe ucenici să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, fapte 14:22. Pocăința este iertare de păcat, dar nu este scutire de încercări și de necazuri. A fi membru activ în împărăția lui Hristos înseamnă a fi lucrător împreună cu Iisus, 1 Corinteni 4:1, 2 Corinteni 6:1, dar înseamnă și a fi părtaș la suferințele Domnului Iisus Hristos, Filipeni 3:10. Deci nu numai lucrători împreună cu Dumnezeu, nu numai lucrători împreună cu Domnul Iisus Hristos, și părtaș la suferință. Însă în toate acestea trebuie să știm că putem să fim mai mult decât biruitori. Așa spune cuvântul Domnului în Roman 8:37. În toate acestea trebuie să știm că nu suntem singuri.
Orice încercări, orice necazuri vom avea, cum spunea și Iisus Hristos. În lume veți avea necazuri. Cine va avea necazuri? Cei ce sunt în Canaan. Însă trăim în lume. Ioan 16:33. În toate acestea suntem mai mult decât biruitori și avem de asemenea această făgăduință mare, această binecuvântare mare, Matei 28:20, Iisus Hristos este cu noi în fiecare zi. Dar realismul cu care tu și cu mine trebuie să privim la viață și trebuie să privim la mersul vieții este că în Canaan fiind, nu suntem scutiți de probleme. Ne ajung necazurile, ne ajung problemele, ne ajung încercările. În Canaanul tău și în Canaanul meu este timp de secetă, este timp de foamete, este timp de încercări, este timp de atacuri din partea celui rău, din partea diavolului. În Canaanul tău, în locul binecuvântat, vei trăi ura fraților mincinoși, vei avea război în familie. În Canaanul tău, în Canaanul meu, vom avea abandon din partea celor apropiați. În Canaanul tău, în Canaanul meu, te vei ruga lui Dumnezeu și nu vei avea răspuns la rugăciune. Cum spune în Matei 15:23, partea 1, această femeie strigă către Domnul: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, fica mea este muncită rău de un drac. Și cuvântul Domnului spune prin evanghelistul Matei, apostolul Matei, Matei 15:23, partea 1. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. În Canaan, fraților. De când te rogi și nu ai răspuns la situația ta? Ești în Canaan. De când strigi către Dumnezeu și nu ai rezolvată problema? Poate suferința, boala, neputința, criza cu copiii, necazurile din casă. Ești în voia lui Dumnezeu. Suntem în locul unde ne-a chemat El. Suntem în locul ascultării. Suntem în locul binecuvântării. Și totuși, trebuie să fim realiști. Locul acela, ca și Avram în Canaan, locul acela este locul unde te ajung problemele. Al doilea aspect al acestui realism este că în Canaan, în locul încercării, în locul problemelor, trebuie să descoperi scopul încercării tale. Scopul încercării tale. 1 Petru 1:5-9. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și noi trăim în aceste vremuri. Acestea sunt vremurile de apoi, adică vremurile din urmă. În ea voi vă bucurați mult în mântuire, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Și trebuie să fim încercați, că dacă nu ne ajunge încercările lui Dumnezeu, începe să ne ia îngânfarea pe dinainte, începem să uităm de binecuvântările lui Dumnezeu, începem să credem ca și Nebucadnețar că toate lucrurile ni le-am făcut noi și ni se cuvine. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Ce spune Sfântul Apostol Petru în acest pasaj? Pentru cei din Canaan, pentru cei din biserică, pentru noi care suntem în împărăția lui Dumnezeu. El spune câteva lucruri. Primul, credința este un prilej de mare bucurie. 1 Petru 1:5. Credința este scutul nostru, același verset. Credința este mai valoroasă decât aurul, 1 Petru 1:7. Atunci trebuiește să fim încercat. Trebuiește să fie încercat, așa cum este încercat aurul, 1 Petru 1:6. Încercarea credinței trebuie să ne aducă în final, ăsta este scopul, laudă, glorie și cinste atunci când va veni Domnul nostru Iisus Hristos. De ce credeți dumneavoastră că în Sfânta Scriptură scrie aceste două mari adevăruri? Nu știți că voi veți judeca lumea și nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Pe îngerii căzuți, bineînțeles. Pentru că trecând prin același fel de încercări prin care au trecut toți oamenii, Dumnezeu te va folosi pe tine și pe mine ca martor. Și în ziua judecății va spune: tu de ce nu te-ai pocăit? Pentru că se vor deschide cărțile și oamenii vor zice: eu vreau să fiu judecat cu dreptate, Doamne. Îi se va deschide cartea faptelor, cartea vieții, cartea trăirii, cartea experienței. Toate lucrurile vor fi citite. Și tu de ce nu m-ai slujit? Păi eu am fost bolnav cu cancer. Și când am aflat că sunt bolnav cu cancer, te-am blestemat, n-am vrut să mă pocăiesc.
Și te va chema pe tine, care te cupri în aceeași situație. Și tu, cum ai fost în viață? Bolnav cu cancer. Și ce ai făcut? Am zis, Doamne, ai milă de mine. Și totuși m-ai lăsat în situația aceasta. Și ce ai făcut? Am zis, chiar dacă smochinul nu-și dă rodul, chiar dacă grâu pe câmp nu mai este, chiar dacă buii din grajduri au murit, chiar dacă nu mai am contul la bancă, chiar dacă mi-a luat mașina, chiar dacă mi-am pierdut casa, chiar dacă mi-am pierdut sănătatea, chiar dacă știu că voi muri peste 3 luni de zile, eu tot în Domnul mă voi bucura. Vei judeca pe îngeri, vei judeca lumea. Tu și cu mine. Credința, încercarea credinței trebuie să-ți aducă în final laudă, glorie și cinste. Credința te lipește de Iisus Hristos și credința trebuie să te conducă să poți să rămâi răbdător până la sfârșit. 1 Petru 1 cu 9, Matei 12 cu 24 cu 13. A treia dimensiune a realismului, este aceasta. Încercarea în Canaan te autodescoperă. Încercarea în Canaan te autodescoperă. Proverbe 24 cu 10, cuvântul Domnului spune în felul următor: dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Deci atunci se vede. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Uite ce se poate întâmpla cu tine și cu mine în ziua necazului. Uite ce s-a întâmplat cu Avraam. În ziua necazului, în ziua încercării, în Canaan, în biserică, cu apostolii, cu patriarhii, cu păstorul, cu familia lui, cu tine, cu casa ta. În ziua necazului, în Canaan fiind, poți rămâne ferm în neprihănirea ta. Iov 2 cu 9. A venit soția la el și a zis, tot așa vrei să rămâi? Tot neclintit în neprihănirea ta? Și cuvântul Domnului spune, Iov n-a păcătuit deloc înaintea lui Dumnezeu. A rămas ferm. În ziua necazului poți să păcătuiești în încercarea ta. Iov 1 cu 20 la 22, Iov 2 cu 10. În toate acestea spune Iov n-a păcătuit, dar soția lui a greșit. Blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Deci poți să păcătuiești. În ziua necazului, în Canaan fiind, poți să trăiești însă prin credință, ca și Habacuc, 2 cu 4. Doamne, uite-te în jur, poporul tău este sfâșiat, poporul tău este omorât, poporul tău este dus în robie. Dumnezeu ne-a răspuns și atunci Habacuc a spus, am înțeles, Doamne, că cel neprihănit va trăi prin credință. În ziua necazului, în Canaan fiind, poți să slăbești în încercare, cum spuneam Proverbe 24 cu 10. Dacă slăbești în ziua necazului tău, mică îți este credința. Prin urmare, înarmați-vă și să ne înarmăm cu acest realism că indiferent unde am fi, și mai ales când ești în Canaan, când ești în biserică, când ești în credință, când ești omul mare al lui Dumnezeu cu care se laudă Dumnezeu, să nu stai pe această laudă, ci să fii realist. Și realismul este acesta. În Canaan te ajung problemele, te ajung necazurile, te ajung neputințele, te ajung suferințele. În al doilea rând, momentul de nesinceritate. Avraam, ca și noi fiecare, a dat dovadă de slăbiciune. În mărimea lui, a dat dovadă de micime și încă mare micime, dacă se poate spune așa ceva, mare micime. A dat dovadă de micime. Se temea că în Canaan va muri. Se temea că în Canaan slujitorii lui se vor ridica împotriva lui. Se temea că în Canaan, în locul binecuvântat și în locul binecuvântării, în locul unde l-a pus Dumnezeu și a zis, aici te voi binecuvânta, se temea că va pierde totul. Nu este ciudat acest lucru? Acolo unde ți-a spus Dumnezeu să stai și vei fi binecuvântat, că vei fi binecuvântat sau că voi fi binecuvântat, acolo se te tem că pierzi și că mori? Și atunci, ce decizie a luat Avraam? Care este micimea lui în cazul de față, acestui mare om?
Ce decizie a luat? Să se ducă? Unde? În Egipt. Adică ieși de sub binecuvântare, unde te-a prins frica acum, pentru că ai un moment de neveghere și te duci în Egipt, te duci în lume, pentru că în Sfânta Scriptură Egiptul este simbolic pentru lume. Și dacă îl urmărim bine pe Avraam, s-a temut de moarte în Canaan. Uitați ce spune în versetul 10. A venit însă o foamete în țară și Avraam s-a pogorât în Egipt ca să locuiască acolo pentru câteva vreme, căci era mare foamete în țară. Mare foamete. S-a temut că va muri de foame și s-a dus în Egipt și s-a temut că va fi omorât în Egipt. De ce? Pentru experiențele pe care le-a avut în Egipt. Pentru că știți ce se întâmplă? Și să mă asculte tinerii, să mă asculte familiile tinere, să mă asculte oricine iubește pe Domnul și se teme de Domnul. Când ieși din biserică, când ieși din Canaan, când ieși din împărăția lui Dumnezeu, pentru că ești nemulțumit, ori pentru că ești încercat, ori pentru că a venit peste tine greutatea în Canaan, și zici, m-am lăsat de Domn, mă duc în Egipt, mă duc în lume, că e mai bine acolo. Dă-mi voie să-ți spun, lucrul de care fugi, acela te ajunge. Lucrul de care fugi, acela te ajunge. Fugi de frică, te ajunge frica. Fugi de moarte, te ajunge moartea. Ai auzit bine? Avram, în Egipt, ieșind din Canaan, a început să se comporte ca egiptenii. Ieșind din biserică, mai repede sau mai târziu, vei adopta, voi adopta, vom adopta stilul de viață al lumii. Pentru că te influențează lumea. Și uitați ce se întâmplă cu Avraam. Primul este frica. Versetul 12. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ. Iar pe tine te vor lăsa cu viață. A fugit din binecuvântare, a ieșit din biserică, dacă vreți să vorbim pentru înțelesul vremurilor din urmă. A ieșit din locul făgăduinței și a zis, aici mă tem că mor de foame. Și a ajuns dincolo, în Egipt, și a început să se teamă că va fi omorât de egipteni. Cum zice Iov 3:25, de ce te temi a ceea ce se întâmplă? De ce fugi a ceea ce întâlnești? Amos 5:19. Zice, și vezi fi atunci ca unul care a fugit de leu și când a scăpat de leu, zice, a dat de urs. Și când în sfârșit a reușit să fugă și de urs, a ajuns acasă și a pus mâna pe zid și a fost mușcat de un șarpe. Sigur, este o profeție profundă aici despre situația lui Israel din zilele din urmă, dar este o experiență individuală. De ce ți-e frică? De aceea ai parte. Iov 3:25. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă, spune Iov. Frică. În Egipt nu este bucurie. Când fugi din biserică, când fugi dinaintea Domnului, când fugi de sub binecuvântarea lui Dumnezeu, când în amărăciunea sufletului tău te războiești cu Dumnezeu și spui, dacă Dumnezeu nu mă binecuvintează, dacă Dumnezeu nu mă ascultă, dacă Dumnezeu nu mai răspunde, dacă nici după 20 de ani Dumnezeu nu mă ridică din starea în care mă aflu, din boala în care sunt, din sărăcia în care mă aflu, din starea, din condiția în care mă aflu, mă duc în lume, Domnule, și cel puțin mor sătul. S-o crezi tu? S-o crezi tu? O să mor sătul de probleme, de frică. Al doilea lucru care se întâmplă pentru cei ce fug în Egipt pe lângă frică este egoismul. Egiptul este plin de egoism. Geneza 12:11-12. Ia ascultați. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Și practic ce îi spune Avraam, soțul acesta iubitor, plin de credință? Dragă, mai bine mor tu. Mai bine moară sufletul tău, du-te în casă lui Faraon. Pentru că în Egipt
Uită-te în jur! Orice om din lume, orice egiptean, dacă vrei să folosim expresie biblică, nu este preocupat de binele tău sau de binele meu. Este preocupat de sine. Lumea în care trăim este o lume care dă din coate, spune românul, nu? Dau și în biserică, în ori da în lume. Te calcă în picioare. Trece peste cadavrul tău. Dacă face un dolar pe seama ta, te vinde. Dacă te poate apăsa, te apasă. Pentru că trebuie să se împlinească, trebuie să se satisfacă. Dacă te pune în față, te pune în față nu pentru că vrea să fii tu promovat, ca și Sarai aici. Te pune în față pentru că este profit pe seama aceasta. Pentru el, pentru ea. Este egoism. Ești preocupat mai mult de binele și siguranța ta decât de binele familiei, a semenului în Egipt. Jumătățile de adevăr nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, da, trebuie să fie da, nu și nu. Și nu trebuie să fie nu, nu și da. Tot ce trece peste da și nu este minciună. Spune Mântuitorul Iisus, Matei 5,37, și vine de la diavolul, de la tatăl minciunii. În lume, în Egipt, egoismul te determină să-l vezi pe semen ca pe cineva pe care îl poți uza, folosi, manipula, abuza. Acesta este scopul Egiptului. Acesta este scopul Egiptului și egoismul acesta din Egipt se prinde pe tine. Aduceți-vă din nou aminte definiția pocăinței în cuvintele lui Iisus Hristos, pentru că fiecare denominație încearcă să definească pocăința. Să lasă fiecare denominație definiției ei să se întoarcă la Biblie și să vedem cum Biblia definește pocăința. Și pocăința în cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos este aceasta: dacă voiește cineva să mă urmeze, ce să facă? Să scape de egoism. Asta este. Să se lepede de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Al treilea lucru care se întâmplă cu cei care fug din biserică pentru că vor fi izbăviți în Egipt. Se duc pentru că sunt nemulțumiți de biserică, sunt nemulțumiți de slujire, sunt nemulțumiți de multe lucruri în biserică, sunt nemulțumiți de Dumnezeu pentru că întârzi să le răspundă în felul în care ar vrea să le răspundă. Dar repet încă o dată, țineți minte acest mare adevăr. Necazurile, problemele, încercările, neajunsurile, nerăspunsul la rugăciune te ajunge în Canaan. Pentru că Dumnezeu te încearcă, vrea să fii aur curat, vrea să fii în stare să judeci lumea la sfârșit și pe îngerii căzuți. Mă încearcă. Dar dacă uiți acest adevăr și pentru moment sunt nevegheator ca și Avraam și din omul mare, pe toți ne numește Dumnezeu mari. Spune despre Ioan Botezătorul, zice, din niciun profet născut din femeie până la ora aceasta nu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Nimeni. Dar uitați ce spune. Totuși, cel mai mic considerat de voi în împărăția lui Dumnezeu, în biserică, este mai mare decât Ioan Botezătorul. Tu ești mare. Ești mare în locul Dumnezeu. Să nu arăți micime. Micimea unui om mare. Frică, Egipt, egoism. Al treilea lucru pe care îl arată în Egipt este ipocrizie. Ipocrizie. Versetul 13 din Geneza 12. Spune rogu-te că ești sora mea ca să meargă bine din pricina ta. Ce însemnează aceasta? Avraam a pretins ce nu era. A pretins ce nu era. Acest fapt, acest lucru se întâmplă cu mine sau cu tine, cu oricine, când ieși din Canaan și când te duci în Egipt. Te dai drept altul. Te dai drept altul. Dacă te întreabă, ești pocăit? Nu. Când te prinde la mijloc, făcând lucruri neîngăduite. Pe de altă parte, conștiința nu te lasă în pace și spui, da, eu îl cunosc pe Dumnezeu. Aduc aminte, eram în armată și eram câțiva care eram din familie credincioasă și eram credincioși, numai din familie credincioasă. Dar unul din ei, spre sfârșitul armatei,
a venit la mine și a zis: Lăzărică, au știut ăștia că ești pocăit? Cum să nu? Sigur că au știut. Păi de-aia m-au și luat acolo în față, pentru că am fost pocăit. Deci de mine n-a știut nimeni că-s pocăit. Să vede, ce să zici, nu? Ipocrizie. Spune că ești sora mea. Arată altceva decât ești. Frați și surori, noi nu putem și nu-i voie, nu numai noi, dar nimeni, să-i fie cu două fețe și cu niciun obraz. Nu se poate. Ori suntem oamenii lui Dumnezeu, ori suntem oameni lumești. Dar noi am fost chemați să fim oamenii lui Dumnezeu. Să vorbim ce suntem. Să ne purtăm ce suntem. Să învățăm pe alții ce suntem. În casă, părinte, spune copilului tău să facă bine, dar fă tu bine prima dată. Spune să vorbească frumos, vorbește tu frumos prima dată. Spune să fie corect, fii tu corect prima dată. În relația cu prietenii, dacă ești credincios și le arăți pe Dumnezeu, pe Hristos, mântuirea, cuvântul, poartă-te cum vorbești. Poartă-te cum vorbești. Ipocrizie. Este al patrulea aspect. Este umilire publică. Geneza 12 cu 18. Atunci faraon a chemat pe Avram și i-a zis, l-a umilit. Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? Și a spus-o în fața tuturor. Este ca și când se întâmplă ori cu mine, ori cu tine, ori cu oricare. Unul care iese în Egipt, ce mă, tu înjuri și ești pocăit? Tu furi? Tu vorbești de rău? Tu te îmbeți? Tu comiți adulter? Tu înșeli, mă? Tu nu-ți plătești angajații? Tu copiezi la examene? Tu nu asculți de părinți? Tu nu ești credincios soției? Tu nu ești credincioasă soțului? Tu bazocorești biserica și păstorul? Tu? Și vei fi umilit public. Pentru că ipocrizia este urâtă și oamenilor și lui Dumnezeu. Și apoi, nu uita acest mare adevăr, este al cincilea aspect. Când fugi în Egipt, la momentul de nesinceritate, creezi probleme altora. Creezi probleme altora. Geneza 12 cu 17. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sara. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când nu mai suntem ce trebuie să fim, când ieșim de sub binecuvântare, când ieși din Canaan, când ieși din locul în care te-a pus Dumnezeu și te refugiezi în Egipt, pentru că în Egipt îți va fi mai bine. Lucru de care vei fi responsabil, voi fi responsabil, este că tu sau eu, Avraam, creează probleme altora. Lucrarea Domnului este vorbită de rău. Pocăința este vorbită de rău. Numele Domnului Iisus Hristos este dezonorat și mântuirea egiptenilor este pusă sub semnul întrebării. Pentru că din cauza mea sau din cauza ta, oamenii nu se pot pocăi. Uitați ce spune David, cunoașteți acest lucru, în Psalmul 65, versetele 5 la 6. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea. Un om mare care a arătat bicime, David. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, aceasta este biserica, sunt credincioși, Doamne Dumnezeul oștirilor, și auziți, să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel. Sunt oameni care Îl caută pe Dumnezeu și trebuie să-L găsească prin Tine și prin mine. Și eu sau cu tine, în loc să fim instrumentul acela prin care oamenii să vină la pocăință, suntem oameni care împiedicăm pocăința prin comportamentul nostru, prin ipocrizia noastră și prin nesinceritatea noastră. Vorbim ce nu suntem, spunem ce nu suntem și arătăm oamenilor o altă față a lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt
și numai sfânt trebuiește prezentat. Dumnezeu este da și este amin. Nu al lui Dumnezeu rămâne nu pentru totdeauna. Dacă este viață imorală, Dumnezeu spune nu. Dacă este păcat, cum este astăzi homosexualismul, în ciuda corectitudinii politice contemporane, Dumnezeu spune nu. Și biserica trebuie să spună la fel. Și biserica trebuie să spună la fel. Noi nu interpretăm Scriptura după Washington, nici după Curtea Supremă, nici după Ierusalim, nici după Roma, nici după Moscova. Sfânta Scriptură o interpretează Duhul Sfânt care a scris-o. Și de aceea trebuie să stăm la adevăr. În al treilea rând și în ultimul rând, remediu din nesinceritate. Ce putem face? Ce poți face? Ce a făcut Avraam, acest mare om, care ne dă această lecție de neveghere, de ieșire de sub binecuvântare, de ieșire din Canaan și totuși a rămas părintele credinței, a rămas omul lui Dumnezeu, a rămas persoana la care se referă Iisus Hristos pentru că descinde din Avraam. Avraam s-a pocăit. Și eu trebuie să mă pocăiesc și tu trebuie să te pocăiești. Suntem în viață și avem acest har. Uitați ce spune Geneza 13, primele 4 versete. Am să le citesc și apoi intrăm în dezbaterea. Să vedem care este remediul din nesinceritate. Avraam s-a suit din Egipt în țara de la miază zi. El, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avraam era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte, și acolo Avraam a chemat numele Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în Egipt Avraam s-a ascuns, în Egipt Avraam a arătat egoism, a arătat nesinceritate, a arătat minciună. În Egipt a creat probleme în loc să-L prezinte pe Dumnezeul Scripturilor pe care l-a cunoscut. În Egipt nu-L vedem pe Avraam făcând biserică, nu-L vedem făcând altare, nu-L vedem aducând jertfe. Și atunci, în sfârșit, Avraam și-a venit în fire. Și ca să-și iasă din această stare de nesinceritate, să se remedieze în relația lui cu Dumnezeu, Avraam a urmat patru lucruri. Primul, ieși din Egipt. Avraam, Geneza 13:1, Avraam s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, adică în Canaan. S-a întors înapoi. Nu sta pe gânduri. Întorce-te înapoi la Domnul. Indiferent cât de adânc a fost păcatul tău, cât de adânc a fost nesinceritatea ta, câtă ipocrizie ai făcut și câtă rușine ai adus pe Dumnezeu și pe cuvântul lui Dumnezeu. Ești în viață și Dumnezeu are răbdare cu tine și cu mine. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate să fie între Hristos și Belial sau diavolul? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împlacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și voi fi poporul lor. Și apoi versetul 17 și 18, ce am citit din 2 Corinteni, capitolul 6. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată, va fi din nou Dumnezeul tău. Și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Mărit să fie numele Lui. Dar ieși din Egipt. Ajunge cu ipocrizie. Ajunge cu minciună. Ajunge cu datul din coate. Ajunge cu călcatul în picioare al semenului tău. Ajunge cu manipularea lor pentru scopuri personale. Întoarce-te de acolo. Întoarce-te de acolo. Scutură jugul. Nu mai sta rob. Ești din ghearele celui rău. Dumnezeu
încă are loc pentru tine în Canaan. Ești din lume. Al doilea pas pe care l-a făcut Avram: strânge familia lângă tine. Din nou Geneza 13 cu 1. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevastă sa și tot ce avea. Scoateți familia din Egipt. Scoateți businessul din Egipt. Scoateți inima din Egipt. Nu lăsa o unghie în Egipt, Exod 10, 24-26. Nu lăsa o dorință în Egipt, nu lăsa o emoție în Egipt. Strânge familia lângă tine. Strângeți copiii. Cheamă-ți soțul. Cheamă-ți soția. Cheamă-ți părinții. Cheamă-l pe Lot, cheamă-ți rudele. Fii înțelept. Fii câștigător de suflete. În primul rând câștigă-ți sufletul tău. Și bucură-te de acest har mare că Dumnezeu încă te primește. Că Dumnezeu încă are milă de tine. Ți-a păstrat viața. Acesta este harul. Și ți-a păstrat viața și mi-a păstrat viața. Nu să rămân în Egipt. Nu să rămân un ipocrit. Nu să rămân un fățarnic. Unul care să joacă îi dea pocăința. Ci să mă întorc în Canaan. Să mă întorc în patria binecuvântată. Aceasta înseamnă măreție. A treia dimensiune. Drege altarul cel vechi. Geneza 13 cu 3 la 4. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Frați și surori, doamnelor și domnilor, înapoi la rugăciune, înapoi la sfințenie, înapoi la ascultare de Domnul, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la smerenie, frați și surori, înapoi la unitate, înapoi la pace. Drege altarul, drege altarul. Nu-i demodat să postim, nu-i demodat să ne rugăm, nu-i demodat să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Dacă te arată cineva cu degetul și râde, nu știe ce face. Roagă-te pentru sufletul acela. Roagă-te, nu-l disprețui, roagă-te, că nu înțelege. Nu-i rușinos să postești, nu. Nu-i rușinos să te zmerești înaintea lui Dumnezeu, nu. Nu este rău să-l faci pe Dumnezeu mare și să te vezi pe tine mic. Pentru că deși suntem mari răscumpărați al lui Dumnezeu, observați ce micime avem de multe ori. Nesinceritate, ipocrizie. Și vai cum arată biserica de azi. Nesinceritate, ipocrizie. Doamne, ai milă de noi. Drege altarul, înapoi la jertfă, înapoi la cărarea cea veche, Ieremia 6 cu 16. Și este Iisus Hristos cărarea, El este calea. Înapoi la dragostea din tâi, Apocalips 2, 4 la 5. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te din nou la faptele tale din tâi, la trăirea aceea. Trebuie să-ți recâștigi bucuria de a veni la casa lui Dumnezeu, bucuria de a te implica în viața bisericii, bucuria de a face ceva pentru Dumnezeu, bucuria de a te integra acolo unde simți că ești chemat de Dumnezeu. Cântă în cor, cântă în orchestră, cântă în fanfară, vină la rugăciune, creează un grup care să contribuie la unitatea bisericii. Dar implică-te, sacrifică-te. Și apoi este al patrulea pas în remediul acesta din nesinceritate: închină-te Domnului. Versetul 4, partea finală, spune: lângă altar, zice, acolo Avram a chemat numele Domnului. Pleacă-te chiar acum în fața lui. Mulțumește-i pentru îndelungă răbdare care a avut-o cu tine. Mulțumește-i pentru milă și iertare. Mulțumește-i că nu ți-a luat viața câtă vreme erai în Egipt. Încrede-te în El. În El, nu în tine.
nu în faptul că încă va mai avea răbdare cu tine, că nu știi ce se întâmplă cu tine. Proverbe 3, versetele 5 la 8, cuvântul Domnului foarte cunoscut te spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Vrei să-ți capezi din nou viața? Vrei să-ți capezi din nou sănătatea? Vrei să-ți capezi din nou demnitatea de om al lui Dumnezeu? Întoarce-te la Domnul. Ieși din Egipt. Ieși din nesinceritate. Ieși din ipocrizie. Ieși din fățărnicie. Ce faci în încercare? În concluzie, ce faci în încercare? Fugi în Egipt? Că-ți va fi mai bine? Avram s-a dus și de ce a fugit, aceea a întâlnit. Fugi de moarte și te întâlnești cu ea. Fugi de frică și te întâlnești cu frica. Fugi de Dumnezeu și Dumnezeu, într-o zi, îți va fi vrăjmaș. Astăzi însă ți este prieten. Îți este prieten. Vă aduc din nou aminte ce spunea Sfântul Apostol Pavel prin Duhul Domnului în 2 Corinteni 6, 17 la 18. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, zice Domnul. Despărțiți-vă de ei. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Este pentru tine. Este pentru mine. Nesinceritate și remediu. Cuvântul Domnului este numai adevărat. Ne prezintă lucrurile așa cum sunt. Noi vrem să punem o față, o mască la toate lucrurile. Dumnezeu ne prezintă exact cum suntem. Tu și cu mine trebuie să avem curajul să ne vedem în această oglindă. Doamne, am fost nesincer. Nesincer în casa Ta. Am vorbit una, dar în mintea mea era altceva. M-am folosit de frați. I-am abuzat de soție, de soț, de copii, de păstor, de prieteni, de angajați, de colegi. Te rog să mă ierți. Mă întorc la altar, mă întorc cu pocăință. Așa cum am auzit, mă întorc la inima închinării. Mă plec în fața Ta, Doamne, să-ți mulțumesc că ești bun. Și îmi dai din nou calitatea de fiu și fică, iar Tu ești Tatăl meu. Este pentru tine, este pentru mine. Mulțumim Domnului pentru harul acesta. Amin.